La data de 29 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Turceni au identificat un tânăr de 28 de ani din comuna Bâlteni, care transporta într-un autoturism pe DE79 Izvoarele, fără drept, aproximativ 3.000 de articole pirotehnice în vederea comercializării. Articolele pirotehnice identificate au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuare de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept.